Bună ziua și bine ați venit la Calendar schimbare climatică. Luna aceasta ne uităm la perioada de întoarcere la școală și impactul acesteia asupra climei. În acest videoclip, veți afla despre câteva sfaturi și trucuri simple pe care le puteți folosi pentru a vă reduce amprenta de carbon, ceea ce va ajuta pământul și vă va economisi bani. Odată cu luna septembrie vine goana înapoi la școală și tot ceea ce presupune asta fie că sunt noi haine sau materiale școlare, această perioadă folosește o mulțime de resurse care ar putea fi obținute sustenabil din alte surse care ar putea economisi bani și ar putea proteja mediul. Un alt element cheie al întoarcerii la școală este călătoria, iar acesta este un domeniu în care ar putea fi făcute îmbunătățiri uriașe, cum ar fi încurajarea mersului cu bicicleta sau a mașinii. Unele dintre cele mai mari economii financiare și reducerea emisiilor care pot fi realizate în domeniul întoarcerii la școală se centrează pe reutilizare. O parte din haine și cărțile pot fi transmise de la an la an, ceea ce economisește costul semnificativ al achiziționării de echipamente noi în fiecare an. Această soluție nu poate fi implementată în mod realist în cadrul unei familii, are nevoie de sprijinul întregii școli și comunități pentru a funcționa, prin organizarea unei zile în care oamenii pot aduce echipamente școlare pe care nu mai au nevoie pentru a fi schimbate pentru anul următor se pot economisi echipamente, sume semnificative de bani și emisii. Cooperarea dintre părinți și școli cu privire la modalitățile de eliminare a călătoriilor repetate cu mașina și de a reduce echipamentul irosit este foarte necesară în situația în care ne aflăm acum. Fiți un erou al climei și începeți discuția în comunitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionarea acestui videoclip și vă doresc mult succes în perioada de întoarcere la școală.